Binecuvântat să fie Domnul! Dacă suntem în picioare, înțeleg că trebuie să citim cuvântul și onorăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă mărturisesc că am venit pregătit cu altă predică, dar m-a atins tare cântarea cu Mai este loc la cruce și cu simbolurile acestea care ne aduc aminte de răstignirea Domnului. Așa că mesajul în dimineața aceasta, de la Duhul Sfânt, din Dumnezeu, se va intitula Adunarea de la picioarele crucii, iar textul este în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, și vom citi versetele de la 25 până la 28, inclusiv. Aici pentru toți, aveți pentru mine, e chiar cuvântul scris. Avem și aici, e bun, aveți tehnologie aici la Londra, slavă Domnului. Îmi place să urmăresc împreună cu dumneavoastră. Deci în Ioan capitolul 19, versetul 25, lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, în sensul de doamnă, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. E o aplicație, un răspuns. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a mai zis: mi-e sete. Amin. Amin. Aproape că v-aș lăsa să stați jos, dacă n-aș ști că vă place să cântați. Și dacă toți suntem în contextul acesta, cu cina Domnului, cu Ierusalimul, cu crucea Domnului, dealul Golgota, ce-ar fi să... Aici cântați în englezește, am văzut foarte bine. Haideți să cântăm una în ebraică, scurtă și frumoasă. Câți cântă cu mine? Dacă am doi sau trei, mi-ajung. Yeshua Hashem Adonai. Și pe aceea cuvântul englezesc sau românesc, care veți, aleluia. Yeshua Hashem Adonai. E greu? Asta e tot. Ziceți cu mine întâi, că vreau să mă asigur că am cu cine cânta. Yeshua Hashem Adonai. Ce-a spus cu asta? A spus așa: Iisus se numește Domnul. Deci nu m-am făcut să ziceți orice, da? Încă o dată cu mine: Yeshua Hashem Adonai. Yeshua Hashem Adonai. Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Yeshua Hashem Adonai, aleluia, aleluia, Yeshua Hashem Adonai. Merge încă o dată. Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Yeshua Hashem Adonai, aleluia, aleluia, Yeshua Hashem Adonai. Cred că surorile au învățat, numai surorile odată. Și toată suflarea încă o dată. Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Yeshua Hashem Adonai,
Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Yeshua Hashem, Adonai. Slavă lui Iisus, o știți bine? Slavă lui Iisus, slavă lui Iisus, slavă lui Iisus, eu sunt cer. Aleluia, aleluia, slavă lui Iisus, El a biruit pe Satan, El a biruit, El a biruit, El a biruit pe Satan. Aleluia, aleluia, El a biruit pe sângele lui Sfânt, m-a spălat. Sângele lui Sfânt, sângele lui Sfânt, sângele lui Sfânt m-a spălat. Aleluia, aleluia, sângele lui Sfânt m-a sigilat cu Duh Sfânt, aleluia! Și m-a sigilat, și m-a sigilat, și m-a sigilat cu Duh Sfânt. Aleluia! Aleluia! Și m-a sigilat cu Duh Sfânt. Să nu uităm Yeshua Hashem! Yeshua Hashem! Yeshua Hashem! Yeshua Hashem! Adonai! Aleluia! Aleluia! Yeshua Hashem Adonai! Glorie Lui! Vă invit să ocupați loc și vă mulțumesc, Domnul, să vă binecuvinteze! Da, e o mare binecuvântare și o onoare, o bucurie pentru mine să fiu împreună, aș putea să zic împreună cu echipa astăzi aici, că eu am o parte din echipă. Soția mea vă salută, n-a putut să vină în dimineața aceasta, dar cred că o conving data viitoare când a ajuns pe aici, că merită. Am văzut pe adolescenții, copiii ăștia care au cântat și în limba engleză și adevărul este că sunteți aici ca să fiți lumină. Și Domnul Iisus a zis așa, cine are o lumină, nu o pune sub pat sau undeva, sub ceva ladă, da? Asta înseamnă o broc, ci o pune în sfeșnic, să lumineze. Și eu cred că noi românii și dumneavoastră aici aveți, noi avem o lumină și lumina este cuvântul lui Dumnezeu, care venind în lume luminează, slăvit să fie Domnul, și cred că Londra, Anglia, are nevoie de această lumină, slavă Domnului, glorie Domnului. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Centrul Creștin Emanuel, din București, centrul capitalei, pentru fratele Daniel, în mod special de la colegul lui de studii, doctorale, mi se pare, fratele Ciprian Gheorghe Luca, el este și directorul, păstor împreună cu mine, dar și directorul Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din capitală, din centrul capitalei, în București. Nu mă sfiesc să fac un pic de publicitate liceului, dacă aveți copii care trebuie să învețe la o școală bună, lucruri frumoase,
Nu-i prea scump să-i trimitem să studieze la București, la Liceul Teologic Pentecostal Emanuel, între 15 și 19 ani se fac studiile liceale. Bacalaureatul se ia la noi, un bacalaureat deschis pentru toate opțiunile. După aceea, absolvenții noștri, unii sunt păstori, slăviți să fie Domnul, că e liceu teologic, dar și-a urmat institut teologic și alte școli teologice, chiar masterate și așa mai departe, dar avem elevi care sunt profesori, elevi care sunt medici, chiar chirurgi, glorie Domnului, pentru că au optat pentru altă chemare și foarte, foarte mulți lucrează în diferite misiuni și chemări pe care le-au primit, le-au simțit sau în care s-au format chiar din timpul școlii și mă refer chiar la lucrarea mass media, nu știu dacă ați auzit de ProDocence, e o lucrare nouă care se lansează în mass media. Toți lucrătorii de acolo sunt formați la Liceul Teologic Pentecostal Emanuel, dar există și alte slujiri, alte lucrări, Teen Challenge, Touch Romania și alții, Kids Romania, care și-au luat lucrătorii din absolvenții noștri de liceu, slăviți să fie Domnul. Așa că, dacă vă întrebați pe la 14-15 ani ce să faceți cu copiii, noi avem acolo și condiții să-i ținem în campusul liceului și primim cu bucurie. Și apoi spuneam că am o echipă aici, de la București, vin cu fratele Raimond, care a fost, nu știu, 10-15 ani membru în biserica noastră la Emanuel, în București, apoi s-a mutat în Spania, acum aici în Anglia, dar cu care am făcut echipă de evangelizare și am evangelizat în județul Telorman. Am deschis biserică pentru prima dată în istorie, biserică pentecostală la Zimnicea și fratele Raymond a fost unul din lucrătorii care a mers acolo la Zimnicea. Acum lucrează la Alexandria și acolo tot noi am plantat prima biserică scrisă aici apostolică, în sensul că e toată învățătura apostolică, adică și pentecostală, slăviți să fie Domnul. Am plantat o astfel de biserică în urmă cu aproape 20 de ani la Alexandria. Astăzi și fratele Raymond și fratele lui, Ciprian se numește, Droma, amândoi, lucrează acolo între romii care primesc tot mai evident și mai clar chemarea la mântuire. Apoi în alte zone din Telorman, Zimnicea, cum am zis, Alexandria, Năsturelul, un sat în care de asemenea am plantat și construit o biserică. Glorie Domnului! Am înțeles că sunteți în 40 de rugăciune pentru țară. Țara care o fi? Când are nume, e una singură, România. Când are nume, zicem Regatul Unit sau altfel. Dacă nu are nume, e țara noastră. Nu e niciodată prea mult. M-a rugat cineva, ieri sau la altă ieri îmi scria o nepoată. E prea mult dacă îți cer să te rogi cu mine 40 de zile pentru o cauză. Și am scris înapoi și am zis, cum să fie prea mult, că mă rog deja de 400 de zile pentru tine. Și vreau să merg mai departe. 400 de zile înseamnă un an și ceva. Eu mă rog pentru nepoțica asta de mulți ani de zile. Așa că am zis, nu-i mult deloc. Nu-i mult deloc. Pentru că eu vreau să mă rog în fiecare zi în viață de rugăciune. Amin. Și noi asta suntem chemați. Unii când aud de 21 de zile de rugăciune, 40 de zile de rugăciune, 50 de zile, cred că asta e o chestie extraordinară. Păi noi suntem chemați la o viață de rugăciune. Amin. Sigur că da. O viață. Cât o fi viața? Enoch a fost 300 de ani, 365, 300, i-a trăit cu Dumnezeu pe pământ, nu? Despre noi scrie 500 de ani a umblat cu Dumnezeu și pe aceea mai departe. Așa că 40 de zile de rugăciune, sigur că și postul, da, eu... Și am încurajat-o, cum vă încurajez pe dumneavoastră și cum te încurajează Domnul Iisus. Nu înțelegeți postul ca pe un chin la care să vă supuneți trupul, că nu folosește nimănui. Dacă asta e, lăsați o baltă. De asta și zice post și rugăciune. Unde nu mai poți cu postul,
cu rugăciunea. Amin? Că avem noi încă o cântare, o știți, vă? Unde nu poți tu, poate El. Poate El. Poate El. Aleluia. El a postit 40 de zile. Și după aceea i s-a făcut foame. Nu i s-a făcut sete. Este interesant. Poate că o fi băut apă între timp. Dar de Moise, ce să mai zicem? Că l-a s-a dus sus pe munte cu Domnul și 40 de zile Domnul i-a fost și hrană și băutură. N-a avut nici băutură. Dar unde nu putem noi, poate El. Însă rugăciunea e ceea ce El ne-a învățat. Cu fratele Georgică, pe care l-aveți pentru o vreme aici, în școală. În școală. Toți ăștia sunt în școală aici. Toți ăștia sunt în școală. Exact ca poporul lui Israel. Sunt în formare. I-a trimis Domnul în formare 400 de ani în Egipt. În formare. Și apoi, din formarea aceasta, i-a scos și i-a adus și a făcut din ei un popor care să populeze țara promisă, Canaanul. Și noi avem o țară promisă. Aleluia! Canaanul de dincolo, Canaanul ceresc. Și îmi dau seama că Domnul cheamă și formează mulți lucrători aici între dumneavoastră, pentru o vreme și pe fratele Georgică, o scurtă pregătire, pentru că după aceea noi avem treabă în țară. Avem treabă în țară. La Emanuel, pe anul acesta, 2019, Domnul a pus un nume, anul Evangheliei. Și avem și o chemare. Toată Evanghelia pentru toți oamenii. Toată Evanghelia pentru toți oamenii. În deceniul 90-2000, care pentru mulți a fost ceea ce se numea atunci deceniul secerișului, România a cunoscut una din cele mai rodnice perioade, cel puțin în lucrarea penticostală. Pentru că între 90 și 2000, în deceniul acela, numărul bisericilor din țară s-a dublat și chiar numărul credincioșilor aproape de dublu. Încă nu începuse scurgerea dureroasă pe care o suportă România după anul 2000, când au început să plece, ați început dumneavoastră să veniți încoace, mulți dintre dumneavoastră, și atunci, în limitele granițelor, s-au întâmplat lucrurile acestea extraordinare. S-a dublat numărul de biserici de la 800-900 la 1800, aproape 2000 de biserici, din care jumătate într-un deceniu. S-a dublat numărul de credincioși și au fost plantate, au fost începute zeci, sute mii de biserici, între noi penticostalii sute, dar au mai înființat și alții. Însă, după anul 2000, lucrurile au stagnat și poate că au început chiar să meargă în jos ca ritm de creștere. Și pe noi, la Emanuel, Domnul ne-a avertizat și ne-a spus că urmează să mai zguduie Domnul încă o dată din temelii lucrurile, urmează încă o trezire și noi trebuie să fim pregătiți pentru asta. Așa că anul 2019, anul Evangheliei, dar probabil că foarte sigur va fi, de fapt, un deceniu pe care urmează să-l urmăm, 2020-2030, dacă așa vrea Domnul, și până va veni Domnul, să continuăm lucrarea. În jurul Bucureștiului mai sunt câteva orășele, localități în care nu avem biserici și vrem să avem, Domnul să ne ajute. Pe Valea Prahovei avem deocamdată între Ploiești și, sau între Câmpina și Brașov o singură biserică la Bușteni. Eu cred că peste un an de zile fratele Georgică Grădinaru e chemat să lucreze acolo și eu cred că peste un an de zile vom avea cel puțin încă o biserică la Predeal, că acolo îl cheamă Domnul, a tras el cumva cu soția un sort și Domnul l-a chemat acolo, la Predeal. Predealul e foarte aproape de București, am zis că la nevoie sunt acolo să-l ajut. Domnul să ne dea biruință. Noi deja în București avem pe planul nostru de lucru 5 localități în jurul Bucureștiului. E vorba de Otopeni, imaginați-vă, unde aterizează avioanele. Noi încă nu avem biserică.
aeroport internațional și alte lucruri, noi nu avem biserică. Domnul vrea o biserică acolo. Mărit să fie Domnul. Apoi în Brănești, în comuna Berceni, în comuna Domnești, astfel de orășele și comune în jurul capitalei, încă nu au biserici și noi vrem ca Domnul să ne ajute să începem câte o lucrare în fiecare din aceste localități. Un centru de rugăciune, avem deja, cum se zice, capul de pod, avem familii, familiile acestea sunt de acord să începem cu timp de rugăciune, cu studiu biblic în casele lor, să-și invite vecinii și apoi, după planul lui Dumnezeu, voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită, să continuăm lucrarea. Și dacă tot vă rugați, amintiți ceva din toate acestea în rugăciunile pe care le faceți pentru România. Binecuvintează, Doamne, România! Binecuvintează, Doamne, țara mea! Și, bineînțeles, binecuvintează, Doamne, Regatul Unit. S-a amânat un pic Brexit-ul, eu trebuia să vin într-un Regat Unit care la intrarea mea în regat să fie în Uniunea Europeană, la plecarea mea să fie ieșit. Toată lumea se miră cum de a mai rămas încă. Păi a rămas pentru că eu m-am rugat, Doamne, limpezește un pic lucrurile, că eu vreau să intru și să ies în pace. Și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Mai aveți încă vreo 12, sau nu, până în 12 aprilie. Dar poate că durează mai mult. Cine știe? Nu știe nimeni. Voia lui Dumnezeu. Ea este bună, este plăcută și desăvârșită. Ne rugăm pentru Anglia, ne rugăm pentru Irlanda de Nord. Aseară am primit un mesaj de la misionarul brazilian Daniel Dos Santos Coleman, care a lucrat în România vreo 7 ani, tot în acel deceniu al anilor 90, și care acum simte o chemare specială din partea Domnului. El, ca limbă europeană, cel mai bine vorbește româna. Bine, vorbește portugheza, că asta se vorbește în Brazilia, dar vorbește românește. Am stat cu el în slujire 3 săptămâni în Brazilia, a fost traducătorul meu peste tot, am colindat orașe, biserici, școli biblice, spitale, pretutine a fost traducătorul meu. Și ce mă cheamă Domnul în Irlanda de Nord. Dar zice, eu nu știu de ce mă cheamă Domnul, eu vreau în România, că eu vorbesc românește. Păi zic, te cheamă Domnul în Irlanda de Nord, că și acolo avem biserică românească. Nu știu exact cine e acolo și unde e biserica, dar nu se poate țară în lumea asta fără România. S-a auzit vreo țară în care să nu fie români? Eu cred că și în Irlanda de Nord sunt români. Și Domnul să binecuvinteze și Irlanda de Nord. E un punct foarte sensibil în situația aceasta cu Brexit-ul. Dar, dragii mei, haideți să rămânem aici, adică unde? Lângă crucea lui Iisus. Așa a început pasajul, da? Uitați-vă încă o dată la acest verset 25. Lângă crucea lui Iisus. Totdeauna se întâmplă ceva acolo unde este Iisus. Și eu sunt așa de fericit că pot să proclam de aici, de la înălțimea acestui pupitru, Iisus este în mijlocul nostru. Și din cauza aceasta sunt încredințat că se întâmplă ceva aici unde este Iisus. Cred că toate lucrurile care au adus aici la crucea lui Iisus porniseră de la cina cea de taină. Adunarea de joi seara, probabil. Probabil că a fost adunarea de joi seara. Nu știu când țineți adunările aici. Peste săptămâna s-a anunțat adunarea. Vinerea. Nu-i rău nici vinerea. Nu-i rău că o să vorbesc și despre... Dar foarte mulți credincioși se întâlnesc joia seara și poate, nu e chiar sigur, studenții ăștia în Biblie știu mai bine să pună întrebări, dar e posibil ca cea din urmă cina cea de taină să se fi întâmplat în seara de joi. E posibil. Și acolo, la cina cea de taină, eu cred că a fost foarte frumos. Tare aș vrea să fi fost și eu acolo. Tare aș vrea să fiu cu Domnul la masă. Cine ar mai vrea să fie cu Domnul la masă? E așa de bine cu Domnul la masă.
Ei erau obișnuiți un pic altfel, erau obișnuiți cu un fel de revelion. Asta era pentru ei masa aceea, pentru evrei. Dar de data aceasta lucrurile erau un pic altfel. Unii comentatori cred că ucenicii fiind derutați, s-au întâmplat o mulțime de lucruri, nici măcar n-au apucat să cumpere mielul. Să fii evreu, să vrei să faci revelionul de sărbătoare națională și să n-ai miel, e cam greu. Nu, cineva trebuia să se ocupe de închirierea sălii. Aici sunteți în sală închiriată? Cred că cineva se ocupă, nu? E cineva care strânge colecta, Domnul să binecuvinteze, numără, plătește. În anul acela, la rând, ca să fie casier, pentru că așa cred că o fi organizat dirigintele clasa aceea de studenți, câte un an pe rând era fiecare casier, în anul acela era rândul să fie casier, ghiciți cine, sau știți cine. În anul acela, scrie Ioan că era la caserie de serviciu Iuda. Iuda! Bine că n-avem niciun Iuda între noi. Și dacă l-aveți cumva, nu-l puneți la caserie. Pentru că Iuda a luat în anul acela tot ce s-a pus în caserie. Altădată, cu banii puteau închiria sala pentru cină, pentru revelionul acela, anul acesta, Doamne, ce facem? Că am rămas fără bani. Și Domnul, pe Domnul nimic nu le-a prins surprindere, da? Au găsit o cameră, până la urmă, unde știa Domnul, un prieten de-al Domnului, camera pregătită, gata. Dar mai modest un pic. Mai modest. De exemplu, știm sigur că nu erau servitori care să le spele picioarele la intrare. Așa era. Dacă închiriai o sală bună, acolo la intrare undeva erau ligienele de curățire. Erau niște servitori care când intrai spălau picioarele. Erau niște ligiene să te speli pe mâini. Curățire. Ei au intrat în sală și Costache Ioanid descrie foarte bine lucrurile cum s-au întâmplat acolo când au intrat ei în sală. Iar un comentator american de la Moody Radio zice, când au intrat în sală acolo, era miros de orgolii și picioare nespălate. Se întâmplă câteodată. Și Domnul, știți că n-a mai suferit, s-a luat el ligheanul și a trecut el cu spălarea și curățirea. Frașii lor, când este Domnul în mijloc, el are grijă de curățire. Slăvit să fie numele Lui. Și eu cred că, așa cum zicea Petru, Doamne, nu numai picioarele, curățește-ne, Doamne, în întregime. Amin, avem nevoie de curățire. Tot acolo au frânt pâinea, și pâinea a zis, Domnul, nu vă faceți probleme, că e carne aici, e trupul meu. Da? Au băut paharul și Domnul a zis, e un pahar foarte important pentru că este sângele meu. Și mai ales au cântat împreună cu Domnul cântările. Nu e frumos? Domnului nostru îi plăcea să cânte, așa cum ne place și nouă să cântăm. Cântările de laudă, zice Marcu și Matei. Cântările de laudă. Erau niște cântări frumoase, erau psalmii probabil pe care îi cântau. Și Domnul cânta împreună cu ei. Și în sfârșit trecem și ajungem. Unde ajungem? Aici lângă crucea lui Iisus. Lângă crucea lui Iisus. Erau câteva persoane. Și rând pe rând evangheliștii menționează că era o mică adunare în jurul Domnului Iisus.
Și noi suntem astăzi o adunare în jurul Domnului Iisus. Pentru că eu cred că noi toți am venit aici în numele Domnului Iisus. Slăvit să fie Domnul! Foarte interesant că nu lipsea nici proiecția Evangheliei. Nu lipsea proiecția Evangheliei. Uitați-vă la Matei, ce ne anunță ei. De fapt, nu numai Matei, toți evangheliștii spun. Dar eu menționez din Matei, capitolul 27, versetul 37, zice că au pus deasupra capului, ei zic că e vina, dar eu zic că e Evanghelia. Acesta este Iisus Împăratul. Aleluia! Era o Evanghelie acolo. Acesta este Iisus Împăratul. Măriți să fie Domnul! În situații dramatice, în care noi n-avem... Ce frumos ați făcut aceste două inscripții aici. Vă felicit pentru ele. Dar ei n-au avut acolo timp să facă inscripții. Și atunci le-au făcut romanii. Și încă le-au făcut în trei limbi. Am văzut că la dumneavoastră sunt în două limbi. Bune, bune, și astea. Romanii le-au făcut în trei limbi. În ebraică, în greacă și română. Sau latină, cum vreți. Așa au făcut ei. Și au scris acolo, acesta este Iisus din Nazaret, Împăratul, aleluia! Împăratul! Frați și surori, între noi este Iisus Hristos, Împăratul! Acesta e cuvântul Evangheliei, aceasta e Evanghelia noastră. Însuși El, însuși El. Era altar acolo? Era un altar acolo? Era cel mai scump altar. Era cel mai sfânt altar. Pe dealul acela, sub forma căpățânii, nu? Altarul trebuia să fie din pietre. Piatra aceea, stânca aceea, era sub forma unei căpățâni, a unui craniu. Și pe stânca aceea, necioplită de nimeni, dar având forma aceasta, au pus lemnele altarului. Și lemnul altarului era un lemn noduros. Era lemnul crucii Domnului Iisus Hristos. Acela era altar. Și pe altarul acela nu era un miel jertfit de vreun preot priceput. Preoții în Israel trebuiau să fie oameni foarte pricepuți. Trebuiau să știe cum să sacrifice miei, țapii, viței, boii câteodată era nevoie. Erau atât de pricepuți că execuția bieților miei, viței, animale, se făcea aproape fără zgomot, rapid. Rapid, ce unelte trebuiau să aibă. Mai ceva ca la aceste abatoare moderne care există astăzi, în care bietele animale sunt întâi împușcate și apoi... No, acolo nu era nevoie de împușcare. Erau niște preoți foarte pricepuți. Numai că de data aceasta nu era un berbece, nu era un miel, nu era un vițel. Pe altar era atârnat încă în viață mielul lui Dumnezeu, adică Fiul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Slăvit să fie numele Lui. El era acolo pe altarul acela, pe cruce. Și frați și surori, în jurul... Ar fi vrut El să fie mai mulți, dar întotdeauna așa se întâmplă. La biserică vrem mai mulți. Eu mă bucur pentru voi să sunteți un număr frumos și vă felicit pentru asta. Dar cred că mai sunt câțiva care lipsesc astăzi. Și ați fi vrut să fie cu noi împreună, nu-i așa? Doamne, aici erau câțiva, mai ales dintre surori. Mariile, Maria Magdalena, era și un frate. Unde erau ceilalți? Unde erau frați? Un singur frate. Fratele Ioan. Cel care a scris, cel care a auzit ce zicea Iisus, nu înțelegea cum înseamnă asta.
Iisus zicea mereu, Doamne, când vei proslăvi pe Fiul Tău și îl vei înălța, El va chema pe toți oamenii la El. Și toți se așteptau la înălțarea Domnului, se așteptau să fie El prințul, să spună tuturor, eu sunt sămânța lui David, eu sunt prințul, eu sunt cel care restabilește împărăția lui Israel. Și el la un moment dat aici în Evanghelia după Ioan lămurește clar că înălțarea lui, ridicarea lui se va face pe o cruce. Noi toți ne gândim la tot felul de înălțări. Dar rare ori ne trece prin cap faptul că cea mai frumoasă înălțare e pe cruce. Și Domnul era înălțat și zice, când voi fi eu înălțat, voi chema oameni la mine. Era un singur frate și aici, în jurul, în această adunare de evangelizare, de la cruce, Domnul începe lucrarea. Și ce minunat că începe să câștige suflete. Începe să câștige suflete. Tot Costache Ioanid îl numește pe tâlhar primul rod. Pentru că dacă ar fi să putem filma bine adunarea aceasta din jurul crucii, am vedea, acesta e cercul intim, în jurul crucii era cercul celor menționați aici. Maria, mama Domnului, Maria, sora mamei Domnului, Maria Magdalena, Ioan, un cerc foarte restrâns. Apoi, mai erau alții, erau cele două cruci. Nu? Luca vorbește foarte mult despre tâlharul de la stânga și tâlharul de la dreapta. Numai că unul, cel de la stânga, făcea parte din cercul batjocoritorilor care erau un pic mai departe de Iisus. Era un cerc al batjocoritorilor. Erau preoții cei mai de seamă, erau fariseii, erau cărturarii, erau trecătorii care de departe își băteau joc. Câteodată mai intră și în bisericile noastre oameni cu gândul acesta. Să vină și să-și bată joc. Ce bine că noi îl rugăm pe Domnul să sfințească locul. Ce bine că de multe ori rugăm pe Domnul să alunge orice duc străin. E bine că suntem omogeni în jurul crucii Domnului. Dar acolo, la Golgota, era un cerc al batjocoritorilor. Și mai ales tâlharul, nu? Foarte aproape de Domnul. Dacă ești tu, Yeshua, Yeshua. Acum, pentru noi, Yeshua ce înseamnă? Ce înseamnă Yeshua? Poftim? Uite că ăsta știe. Deci, pe de o parte, înseamnă Iisus, nu? În românește zicem Iisus, dar, pe de altă parte, i-a zis îngerul Mariei și lui David, și lui Iosif, să-i pui numele Iisus, pentru că El e Mântuitor, salvează, El salvează. Și tâlharul știa bine ce înseamnă Iisus și zice, dacă ești tu Iisus, dacă ești tu Salvator, apoi salvează-te pe tine, de pe cruce, și apoi salvează-ne și pe noi. Și el spunea lucrul acesta în batjocură. Dar celălalt tâlhar, a găsit că alta urgență a momentului. Mai întâi l-a mustrat pe tovarășul lui de temniță și de fără de legi. Nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă. În loc să simpatizezi, în loc să fii alături. Și apoi nu l-a mai interesat. Și-a întors privirile și mai ales rugăciunea spre Domnul Iisus. Și atenție la rugăciunea tâlharului. Știe cineva rugăciunea tâlharului? Tâlharul se roagă așa. Doamne, când vei reveni în împărăția ta. Auziți? El știa că acolo scrie împărat. Și el știa că e Evanghelie. Acolo e adevăr. Evanghelia este adevărată. Când te vei întoarce, Doamne, în împărăția ta,
amintește, Doamne, pomenește-mă, Doamne, și pe mine tâlharul. Cum mi se pare rugăciunea aceasta? Vreau să vă anunț ceva. Domnul Iisus a ascultat rugăciunea și Domnul Iisus i-a plăcut această rugăciune. I-a plăcut această rugăciune. Și Domnul a hotărât acolo și pe loc să răspundă la rugăciunea aceasta și spune Domnul, adevărat, adevărat îți spun că astăzi, astăzi vei fi cu mine în rai. Frați și surori, vrem noi rugăciuni ascultate? Eu aș vrea ca Domnul să asculte toate rugăciunile pe care le-am făcut noi astăzi. Și mai ales această rugăciune. Doamne, vreau să fiu mântuitul Tău. Doamne, nu mă uita. Doamne, pomenește-mă și pe mine, Doamne. Și Domnul să ne spună la fiecare răspunsul lui astăzi. Astăzi. Doamne, binecuvintează biserica aceasta cu un răspuns chiar astăzi. Și iată că se câștigă. Lângă Ioan se adaugă fratele, cum vreți să-i ziceți, tâlharul mântuit. Întâiul rod îl numește atât de frumos Costache Ioanid. Întâiul rod al Domnului i-a adăugat acolo, în clipa aceea. Și raiul lui Dumnezeu se populează cu încă un nume, cu încă un cetățean. Știți că scrie și Domnul a spus-o, mai mare bucurie este în ceruri de un singur păcătos care se pocăiește decât de 99 de drepți care stau pe margini și își bat joc de Iisus, Fiul lui Dumnezeu, de Împăratul. Astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi e bucurie în cer pentru tine. Ăsta a fost iudeu. Și mai e un bărbat care se adaugă și despre el ne spune Marcu. Mai vine un bărbat la credință acolo și Marcu vorbește despre el. Era sutașul. Sutașul, scrie acolo, în Marcu 15, cu 39, sutașul care sta în fața lui Iisus. Sutașul care sta în fața lui Iisus. Când a văzut că și-a dat astfel Duhul, până la capăt Iisus aduce rod, zice, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Cum vă place mărturia aceasta? Frați și surori, vă anunț că e o mărturie extraordinară, pentru că este mărturia pe baza căreia botezăm noi. Crezi tu că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Fiul lui Dumnezeu? Asta e mărturia creștină. Amin? Și acest sutaș roman, el rostește mântuirea creștină. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Eu cred că este și el între roadele pe care Domnul le-a adus chiar acolo, la cruce. Astăzi, noi vom trece în curând să luăm din pâinea care reprezintă trupul frânt al Domnului, să luăm din rodul viței care reprezintă sângele Domnului. Dar ce zi extraordinară, că noi, în felul acesta, îl avem pe Domnul cu noi. Este foarte interesantă istoric un pic că frații catolici, tot i-a declarat fratele Georgică, frați foarte bine, ei credeau că prezența Domnului acolo cumva chiar în pâine. Și ziceau să schimbă pâinea și pâinea se face trupul Domnului și mâncăm trupul Domnului și bem sângele Domnului. Luther și reformatorii au zis, cred că e lângă, undeva lângă. Lângă, e lângă pâine, trupul, lângă rodul viței, e Duhul, nu știu cum, lângă. Dar, frați și surori, ce minunat că Domnul a zis, voi fi cu voi, voi fi în mijlocul vostru, vă voi trimite Duhul meu care va fi cu voi și în voi. În voi, amin? Oriunde pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde Domnul Iisus Hristos prin Duhul Lui. Amin? Plăcerea și bucuria Lui nu e neapărat elementele acestea ne aduc aminte, să faceți lucrul acesta spre amintirea, spre pomenirea mea, dar eu vreau să fiu cu voi și în voi. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Aceasta ne-a promis Domnul și aș vrea să nu plecăm de aici fără El, să-L luăm cu noi,
să ne aducem aminte de dorința Lui. Să nu plecăm de aici fără Duhul Lui, pentru că El, dacă e în mijlocul nostru, El respiră și suflă peste noi toți și se zice, luați Duh Sfânt, luați Duh Sfânt. Și aș vrea să luăm Duh Sfânt. Și nu uitați ceva. Le-a zis ucenicilor atunci și ne spune nouă astăzi încă o dată. Am vrut mult, atât de mult, să fiu cu voi la masă. Să fiu cu voi la masă, să mănânc împreună cu voi Paștele. Dar El ne spune și ne repetă și ne amintește că împlinirea acestor Paște se va întâmpla la masa din ceruri, acolo unde El este Domn, acolo unde spunea în rugăciunea pe care am citit-o în Ioan 17, îi aștept să li se arate slava mea și acolo, zice El, vreau să mănânc împreună cu voi Paștele, împlinirea lor și rodul acesta al visei pentru viață veșnică, pentru totdeauna împreună cu voi, încă o dată. Și invitația aceasta este pentru tine și pentru mine, și pentru copiii noștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi cheamă Domnul Dumnezeul nostru, pentru că raiul e pentru oameni, iadul a fost făcut pentru Satana și îngerii lui. Raiul e locul unde Domnul zice, vreau vouă să vă pregătesc un loc, adică nouă, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.